Și anul acesta, ca de altfel în ultimii ani, județul Giurgiu ocupă un loc rușinos la nivel național în ce privește rezultatele obținute la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională. În fiecare an se fac analize și se caută soluții pentru remediere. Așa s-a întâmplat și acum. Autoritățile municipale sunt hotărâte ca împreună cu inspectoratul școlar să gândească cele mai bune soluții analizând rezultatele obținute pe unități de învățământ, fiindcă în concluzie este una singură: ne furăm căciula. Și atunci tragem o concluzie. Avem 3 licee care toacă fonduri și sunt enorm de mari. Cât le-am unit noi, cât le-am face, niciodată nu s-a ajuns cu banii. Întotdeauna trebuie să luăm bani de la Vianu și de la Maiorescu și să le ducem către întreținerea acestor licee. Nu mai spun de faptul că statul plătește enorm, că avem structură de profesori pentru un liceu complet, cu toate, eu știu, condițiile de asigurare a profesorilor. Și asta era discuția cu domnul inspector general. Pentru anul acesta nu se mai poate face nimic. Dar avem posibilitatea ca în octombrie să luăm o decizie și toate cele 3 licee să fie contopite și redus ca număr de personal, de elevi la jumătate. O măsură ar fi reducerea cheltuielilor prin comasarea unor licee, dar și reducerea numărului de locuri în licee și dezvoltarea școlilor de meserii. Avem Bălănescu 52, Tehnologicul 48 s-au făcut 90, 100, Miron Nicolescu 63, 163. Și cu jumate din Ion Barbu, că n-au de ce să stea 136, să promoveze 26. Să încercăm, poate și la Cartojan sunt foarte mulți pentru câți promovează, și să reducem 200 de posturi, de locuri pentru liceu. Deci de 908, dacă reducem 233, am făcut noi un calcul simplu, am reduce că am ajunge la 675, 675 la 386, ar fi un 58-60%. În opinia vorbitorului, trebuie luate măsuri chiar și la nivel local, fiindcă de-a lungul anilor reformele miniștrilor nu au dus la niciun rezultat. Dimpotrivă, vom căuta mereu vinovați. Toți pleacă de la ideea, trebuie să ținem profesorii ăia, că n-avem ce să le facem. Dar când se închide o fabrică și pleacă și inginer, pleacă și mecanic, și maestru, și muncitor, și femeie de servici, cine se gândește că trebuia să ținem fabrica aia doar de dragul de a ține personal? Totdeauna o să spunem și o să căutăm vinovați. Inspector, șef, ăia. Nu. Problema vine din sistem. Și haideți să luăm o dată. Și ține de noi. Aici chiar ține de noi. De noi însemnând municipalitate și inspectorat județean. Trebuie menționat faptul că eventuale măsuri identificate de municipalitate și conducerea inspectoratului școlar județean nu pot fi aplicate pentru anul școlar ce va debuta în septembrie 2016.